Astăzi, la Antonești, Daniel, de 12 ani, i-a organizat o surpriză mamei sale. În secret, nimeni nu a știut, nici măcar fratele său. Să știi că te iubesc, că îți mulțumesc că mi-ai dat viață și că mă iubești și că îmi rămâi mereu alături. Chiar dacă deodată fac ceva rău, mă cerți, dar te iubesc, la mulți ani. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai și-am plecat cu el în lume, mama. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Doamna mea, ne-a zâmbit. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună seara, să trăiți cu surpriza, ne primiți sau nu aveți încotro? Bună seara, da, cum? Vă dăm o primă întrebare. Cum vă simțiți? Foarte bine. Iată, copleșită. Parcă e o surpriză, văd că plăcută, se începe din seara. Da, dacă ne uităm mai atent peste calendar, într-adevăr, ziua dumneavoastră de naștere este mâine. Mâine, data de 4 octombrie, sărbătoriți ziua de naștere. În buchetul dumneavoastră de trandafiri se mai adaugă unul pe scara numită viață, mai pășiți o treaptă. Și iată că cineva care vă iubește și vă apreciază tare mult, a decis că o persoană așa deosebită trebuie să fie felicitată așa. Ei au decis că trebuie să fie primii care vă spun la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, doamnă Nelia, să trăiți mulți ani fericiți, mulți ani norocoși, să aveți parte de multe succese, aveți parte de foarte multe succese, de victorii pe toate fronturile, de susținerea prietenilor, de susținerea membrilor familiei. Și atât că, dacă vorbim de familie, v-am dat o întrebare, dar totuși o lăsăm pentru mai târziu. Oare de unde astăzi bate vântul și cine a decis să vă felicite? Ne spuneți mai târziu un pic. Între timp, stați cu mâinile goale și vrem să vă dăm de muncă un pic. Uitați doar ce buchet astăzi v-am adus un dar, multicolor, printre care sunt și trandafiri, am vorbit de ei la început, se adaugă încă un trandafir, aici sunt mai mulți. Și de ce anume trandafiri? Pentru că, care fără dacă nu acestea, simbolizează dragostea? Dragostea celor care stau în spatele surprizei, anume pentru dumneavoastră. Astăzi, cred că v-ați trezit cu bună dispoziție. Dacă nu v-ați trezit cu bună dispoziție, vă culcați cu siguranță cu ea. Căci acesta este scopul nostru, de a vă dori emoții extraordinare. Și cred că niciodată n-ați fost felicitate anume pe 3, înainte de 4 și anume așa. Nu o să vă reținem tare mult, că văd că este cam frig. Și vrem să vă întrebăm, cum credeți, ce presupuneri, ce bănuieli, cine ne-a trimis astăzi aici, la Antonești, să vă spunem la mulți ani? Nu știu, am mai multe... Mai multe persoane dragi care nu sunt acasă, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama. Am înțeles, aveți multe persoane care nu sunt acasă, dar poate surpriza nu este de la cei care nu sunt acasă. Poate surpriza este de la cei care sunt în țară. Poate, noi rămâne doar la etapa de poate. Fiind zi de naștere, de pe listă nu ar trebui să lipsească totul de sărbătoare. În această cauză o să-l putem aici pe fiul dumneavoastră care a auzit că la trecânile și-a ieșit, măi, care aici, hoții sau repede ne-a întâmpinat și noi l-a rugat să ne ajute cu acest tort. Și dacă îl țin în mână, totuși, aș vrea să vă spunem încă o dată, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, domnilea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mă rog, și absolut toți fericiți.
Dacă vă este greu, puteți să-l dați înapoi fiului. Iată așa, aveți doi feciori, doi îngerași, aurul dumneavoastră, bolnăția și alături de soț, într-adevăr, să nu spuneți niciodată că nu sunteți norocoasă și nu aveți bogății. Doar primiți ce aveți acum în ogradă. Trei bărbați, trei flăcăi, trei piloni pe care mereu puteți să vă sprijiniți și care știți cu siguranță că, indiferent de situație, eu o să rămân alături de dumneavoastră pentru că formează familia. Dar familia este cel mai valoros, cel mai important lucru de pe acest pământ. Avem pentru dumneavoastră și un mesaj de felicitare care se ascunde în acest buchet și pe care l-am scos de pe jos să nu trage scopul. La mulți ani, la mulți ani și iarăși la mulți ani, dar totuși din partea cui. Și noi să vă spunem așa. Te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Scumpă... Nu vă spun. Ești pentru noi un om de aur, care întotdeauna ne înțelege și ne susține. Ne dorim din tot sufletul să fii fericită și ca în această zi să se întâmple o minune pentru tine. Iar anul acesta să-ți dorească multe posibilități și planuri împlinite. Îți dorim bucurii, frumusețe, succes și iubire. Iar la început era un cuvânt acolo și anume te felicităm cu ocazia zilei de naștere, scumpă mamă. Scumpă mamă. Și nu degeaba am spus că surpriza poate nu este de la cei care nu sunt peste hotare. Aveți doi plăcăi. Unul pe nume Daniel, iar altul pe nume? Maxim. Maxim. Și o să-i rugăm să vină aici. Eu o să ajung cu tortul. Și îmbrățișați-o pe mama strâns. Și de fapt o să vă povestim noi o istorioară scurtă. Cu două zile în urmă, așteptam noi sunete de la clienți și iată că ne sună Daniel. De fapt, ne dă mesaj. Eu am văzut că voi organizați surprize și este ziua de naștere a mamei mele. Haideți să-i facem o surpriză. El are 12 ani și a spus că tare vă iubește. Și pentru că mama mai bună și mai frumoasă nu a întâlnit pe această lume, a decis să vă felicite așa. Nu a știut nimeni până astăzi. Astăzi i-a spus și lui Maxim. Astăzi și tata a aflat în ultimul moment când a văzut că stăm la poartă lângă mașină și descărcăm cadourile. Noi aici avem o felicitare, însă Daniel pentru dumneavoastră are o poezie pe care urmează să o citească. Da, Daniel? Da. Și noi o să schimbăm fundalul muzical. La mulți ani, mama, de când nu știm să merg, ai făcut totul pentru mine, lucruri care nu se șterg, dar azi e doar despre tine. Te iubesc orice ce-ați spune, mulțumesc fiindcă mă accepti, cu ale mele rele, bune, chiar de uneori mă cerți, ești mereu un piept, să știi, dragostea rămâne vie, tot ce sunt, ce-am fost, voi fi, ți se datorează ție, oriunde viața mea m-ar duce, te rog să nu-ți fie teamă, tot la tine mă aduce, la mulți ani, iubită mamă. La mulți ani, niște săruturi, niște îmbrățișări și Maxim pe amândoi cuprins. Și alături vine și tata, pentru că sunteți patru. Sânge de apă nu se face. Și iată că, într-adevăr, sunteți, credem noi că fericită nu este, bucurie mai mare, decât atunci când ești mândră de copiii tăi. Și astăzi este vorba de Daniel, de Dănuț și de Maxim, Maximaș, cred că așa dezmerdați. O poezie v-a spus, însă acești doi flăcăi mai au ceva de adăugat. Ce doriți? Ce mamă, să știi că te iubesc, că îți mulțumesc că mi-ai dat viață și că mă iubești și că îmi rămâi mereu alături. Chiar dacă deodată fac ceva rău, mă cerți, dar te iubesc, la mulți ani! La mulți ani, să fii sănătoasă, viața să fie mai frumoasă decât este
și îți doresc multă, multă fericire. La mulți ani, iubită mamă! Peste ani, peste zile, peste săptămâni, o să vă aduceți aminte de multe, însă, cu siguranță, primul pe listă o să fie evenimentul de astăzi, surpriza din partea băieților dumneavoastră. Știu că sunteți emoționată, dar vă rugăm să vă adunați un pic și le spuneți câte ceva la microfon. Mulțumesc foarte mult! Surpriza asta chiar e unică pentru mine. Așa și rămâne. Nu m-am așteptat la Daniel, care e de mic și atâtea idei să aibă el are. Dar asta o fost mai sus ca toate. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați intrat în cratelul. I-ați îndeplinit dorința mea, a făcut o surpriză foarte plăcută și Maxim. Le doresc multă sănătate și lor. Să crească mari, fericit, sunt mândră de ei, foarte mulțumită de rezultatele lor. Succes și mai departe. Și chiar e unică seara asta și vă mulțumesc foarte mult. Și în primul rând chiar și soțului îi mulțumesc că datorită lui Adem așa copii deștepți, frumoși, capabili și ne respectă, au grijă de noi. Noi sigur că avem grijă și de noi de ei, dar la vârsta lor nu știu dacă mai sunt așa copii care au o responsabilitate foarte mare. Le mulțumesc foarte mult! Și să știți că totul abia urmează, dacă la 12 și 15 ani lucrurile decurg astfel, cu mulțumiri, cu surprize, cu felicitări, gândiți-vă cum o să fie peste ani, peste 5, peste 10, mereu o să vă sune, cred că, mereu o să își poartă de grijă dumneavoastră și a soțului, al tatălui, pentru că, într-adevăr, i-ați educat, i-ați crescut, ați fost martori unici, cred că, la primii lor pași, la primele lor cuvinte, la primele lor greșeli. Spunem de greșeli pentru că Daniel a spus de două ori acest cuvânt. Chiar dacă mai greșesc, mamă, să știi că te iubesc și să mă ierți. Este actual, cred că și pentru Maxim. A greși este ferește, a ierta e omenește și atât că părinții sunt al noi pentru acest lucru. Din greșele învățăm, dar astăzi dăm greșele la o parte și lăsăm doar fericirile și frumosul. Noi nu vă mai reținem și așa v-am furat ceva timp, dar v-am dăruit ceva în schimb. O frumusețe pe care sufletul dumneavoastră a trăit-o pentru prima dată, dar nu ultima. Înainte de a trece la fotografie, o să rugăm și pe domnul Ion să vă spună câte ceva, chiar dacă ziua dumneavoastră de naștere este mâine, soțul o să vă felicite de astăzi și o să alătură la cuvintele flăcăilor. Da, frumoasă surpriză, nici n-am știut, singuri s-au gândit, au sunat. Vreau să felicit și eu cu ocazia zilei de naștere. Să-i spun că o iubesc mult și mult sănătate și fericire. Și la copii, cum am avut stimă și respect și poate mă avem continuare. Mulțumesc! La mulți ani! Mulțumesc! Într-adevăr, astăzi, la Antonești, Daniel, de 12 ani, i-a organizat o surpriză mamei sale. În secret, nimeni nu a știut, nici măcar fratele său. Iar Daniel și Maxim au pentru dumneavoastră o dedicație care poartă numele de mama. O să facem fotografii, iar după fotosesie o să aprindem acest lampion și o să ridice frumos la cer. Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Doamne, mâine, scenariul este următor. Vă puneți o dorință? Și noi o să numărăm de la 10 înapoi și o să-i dăm drumul lampionului în sus. Așa, dumneavoastră puteți deja să-l apucați de aici.
principal, dumneavoastră puneți-vă dorința. Iar noi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și aplaudăm de ziua de naștere a doamnei Nelea. Toată lumea îți cântă la mulți ani. Să tine o să observe și nu o să înțeleagă și zboară. Noi vă felicităm încă o dată, doamna Nelea, sănătate, fericire și tot ce vă doriți. Ție, bravo! Știi, doamne. Dar și dumneavoastră că aveți așa soție. Dar și dumneavoastră că aveți așa copii și familie. La revedere, sănătate! Ce să-i faci o surpriză mamei tale, da? Da. De unde cunoști despre compania noastră de surprize? De pe Facebook. De pe Facebook? Da. Și te-ai venit singurel cu ideea, da? Împreună cu fratele tău care te-a susținut. Da. Spuneți câteva cuvinte pentru mama. Mama, la mulți ani, sincer, îți spun că îți mulțumesc pentru că mi-ai dat viață și te iubesc de tot sufletul. Foarte frumos. Și tu? La mulți ani, mama, te felicităm cu ziua de naștere, îți dorim fericire, bucurie. La mulți ani. Am fost buni și răi am fost. Tu ne-ai căutat un rost. Cu povețe plânse în framă. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.